devenim sclavi la stăpâna lume pentru că noi înșine îi supunem pe oameni, impunându-ne voința asupra lor. Stăpâni la lume sunt oglinda noastră. Suntem, de fapt, propriile noastre victime. Ne fac ceilalți exact ceea ce noi facem la alții, pentru că nu știm că cei din fața noastră sunt divinul. Și tot ce vine din față este oglinda noastră. Și vrem să-i supunem după bunul nostru plac. Dacă am înțelege acest lucru, că din față vine întotdeauna ceea ce ești tu în adânc, atunci poate i-am lăsat în pace și nu am mai interveni în viața lor. Fiecare din noi are propriile lecții. Intervenim pentru că nu-i iubim destul. De ce vroiau să îi extermine pe germani? De ce Dumnezeu vroia să-i extermine pe germani? Pentru că erau idolatri. Puneau virtuți mai sus. Munca, corectitudinea, națiunea, rasa, perfecțiunea, lucru bine făcut. Și atunci au stârnit mânia lui Dumnezeu, care le-a dat puterea adversarilor lor și i-a distrus. A venit războiul și i-a dus în sărăcie. În starea respectivă, ei au renunțat la idol. Când au renunțat la idol, nu a mai fost nevoie să îi distrugă definitiv. Deci scopul întotdeauna a necazurilor care vin din fața noastră este faptul că noi punem principii, idoli, idealuri, virtuți, reguli pe primul plan și binele propriu. Când facem lucrul acesta, noi devenim idolatri, iar Dumnezeu urăște cel mai mult idolatria, pentru că înseamnă că vrem să-i luăm locul. Când punem materia pe primul plan, atunci vom pierde materia și viața. Cine va căuta viața o va pierde, cine o va lăsa pentru mine o va câștiga. În momentul în care nemții au uitat idealurile lor, s-a oprit lovitura din față. Idolatria dă întotdeauna victoria adversarului și te slăbește până la nivelul în care nu îți dă voie Dumnezeu să reacționezi pentru că ești în pedeapsă divină. Aceasta este o metodă perfectă de cucerire a populațiilor. Le dai bunăstare, îi ajuți să crească în comodități și în plăceri, devin idolatri, se atașează, pun orice pe primul plan, pun binele individual, pun idealurile, pun familia, pun națiunea, pun munca mai presus de toate și atunci Dumnezeu vine și îi distruge. Nu-ți dă voie să pui nimic din lumea aceasta mai presus decât toate. De ce românii sunt întrucâtva avantajați întotdeauna de parcă a fi iubiți de Dumnezeu? Pentru că în curtea lor este noroi, este mizerie, pentru că nu caută perfecțiune. Se mulțumesc cu puțin și nu doresc niciodată mai mult decât au nevoie. Asta în zona esențială a vieții, în zona esențială a populației, la țară. La țară se stabilește situația unei populații în întregul ei. Deci țările se cuceresc exportându-le salvatori și bunăstare. Când omul pune bunăstarea pe primul plan, el devine idolatru și atunci îl cheamă pe Dumnezeu împotriva lor și Dumnezeu îi distruge sau îi intră într-un blestem divin în sensul că nu le dă voie să se apere și atunci le dă puterea în mâna adversarilor lor care îi vor cuceri. În modul acesta se cuceresc popoare. Acel popor mic folosește această armă a lui Dumnezeu. Sunt singurii care înțeleg puterea divină și o respectă și se închină la ea. Întotdeauna nu fac altceva decât să
crească bunăstarea poporului pe care vor să-l cucerească, atunci vine divinul și îi face, le pune văl pe față și ei nu vor vedea ceea ce li se face. Devin idolatri și idolatria înseamnă vulnerabilizare. Îi atașează și apoi Dumnezeu de materie și apoi Dumnezeu îi dă în mâna lor. Ei nu pot să atace un popor dacă Dumnezeu nu îi lasă și nu îi predă în mâna lor. Idolatria îi slăbește și Dumnezeu le ia mințile și îi dă în mâna acestui popor mic. Și atunci când ei îi corup, știu că vor reuși. Atâta fac. Știu că Dumnezeu urăște idolatria. Și atunci ei nu fac altceva decât să-i facă pe adversarii lor idolatri. Și în cauza asta ei vor ajunge să stăpânească lumea. Știu precis că Dumnezeu îi va da în mâna lor. Toți care au salvator și este vorba de toate populațiile lumii, pentru că ei, acest popor mic, sunt singurii care nu au salvator decât pe Dumnezeu deasupra lor, toți care au salvator sunt dați în mâna lor. Vechiul Testament numai despre asta vorbește. Cum se duceau ei la idol, Dumnezeu îi omora. Cum adversarii lor se închinau la idol, cum Dumnezeu le dădea în mâna lor și îi lăsa să-i cucerească și să-i prade. Când îi făcea pe adversarii lor să se închine la idol sau le exporta salvatori, atunci Dumnezeu le dădea victoria. De mii de ani lucrul acesta este făcut de către ei și nimeni nu a înțeles Biblia. Sau pentru că erau idolatri, Dumnezeu nu i-a lăsat. Nici o altă scriptură nu spune că Dumnezeu este peste tot. Toți zic că există ceva mai bun decât altceva de urmat, deci sunt polarizați. Poziționarea este vulnerabilitate și Dumnezeu distruge întotdeauna poziționarea, absolutizările, atrag mânia lui Dumnezeu. Și atunci știi din start că acea populație are văl pe față și Dumnezeu o va da în mâna acelui popor mic. Ei chiar îl au pe Dumnezeu deasupra pentru că îl respectă. Nu fac altceva decât le exportă un salvator sau îi împinge să pună materia mai sus, bunăstare, comodități, stabilitate, siguranță, savoarea vieții, plăcerile acestei vieți, ușorul și plăcutul, și în momentul în care ei le pun pe primul plan, se atașează de ele și devin idolatri. Și Dumnezeu urăște idolatria. Pentru că acei oameni pun materia mai presus decât toate și intră în conflict cu Dumnezeu și atunci acest popor mic știe sigur că vrășmașii lor vor avea văl pe față și nu vor vedea și sunt vulnerabili la orice le fac ei. Și atunci sunt foarte ușor coruptibili. Îi atacă cu bunăstare, întâi le dă bunăstare și atunci Dumnezeu îi distruge și îi dă în mâna lor. Întâi îi fac idolatrii și ei știu clar că Dumnezeu urăște idolatria, așa cum este scris în tot Vechiul Testament. Aceste adevăruri sunt pe față, dar nimeni nu le vede. Atât de puternică este această idealizare, atât de puternic este acest văl. Idolatria este de fapt un autoblestem. Și Dumnezeu nu-i dă voie să se apere și din cauza asta ei devin vulnerabili. Și când acel popor mic vine peste ei, știu foarte clar că sunt ușor de corupți și se vor lăsa și nu vor vedea pentru că Dumnezeu nu le dă voie să vadă. Din cauza asta, primul lucru pe care îl fac ei este să se asigure că Dumnezeu, că oamenii aceia sunt idolatri și au toată siguranța că Dumnezeu a și pornit împotriva lor cu mânia lui și i-a făcut vulnerabil. Ei sunt ca lupii din pădure, ca animalele de pradă. Dar noi nu avem cum să înțelegem atâta timp cât suntem idolatri, nu avem cum să-L vedem pe Dumnezeu peste tot. Pe de altă parte, când punem orice din lumea aceasta și bunul simbolice, cum a fost
virtuțile, principiile, idealurile, regulile, binele propriu, corectitudinea, perfecțiunea, munca. Când l-am pus pe primul plan, noi atunci l-am pierdut pe Dumnezeu. Și când Dumnezeu a plecat, a pornit mânia Lui asupra noastră. Din cauza asta avem văl pe față și nu ne dă voie să înțelegem ce ni se face. Și nu vom vedea. Suntem vrăjiți. Idolatria ne vrăjește. Nu ne putem desprinde de comodități, de strălucirea lumii. Nu putem dormi pe o scândură. Nu putem renunța la gust și savoare. Nu putem ceda și accepta pe Dumnezeu așa cum vine fața noastră, ca un netrebnic, ca în mod de obicei, ca un necredincios și ca un păcătos, ca un trădător, ca un mincinos și ca un bețiv, așa cum vine El de obicei în fața noastră. Nu că nu am vrea, dar nu putem să ne desprindem de acest bine și de plăcut. Renunțarea la binele nostru este calea spre El, pe care nimeni de fapt nu o vrea. Oare de ce oceanul răstoarnă vasul? Pentru că poate. Dar nu-l răstoarnă. Așa degeaba se joacă cu el, îl zguduie, de colo-colo. Furtuna? Cum este pisica care lovește șoarecele dintr-o parte în alta? Uneori îl scufundă, nu? De ce oare? Se joacă. Asta este legea oceanului. Dacă îl scufundă, nu se mai joacă. Oșilează, e natura lui. Trebuie înțeleasă, îl scufundă pentru că vasul nu s-a adaptat la situație. Uneori dă de pământ cu bărbatul de nu se vede. Nu a înțeles situația și s-a împotrivit. La furtună trebuie doar să te lași dus. Capitanul face mișcări care sunt împotriva curentului apei. Atunci oceanul îl răstoarnă. Asta este calea la furtună, să înțelegi cursul apei și să nu faci mișcări împotriva lui. Tot ceea ce trăim, de la El sunt toate. Asta real. Dumnezeu știe ce este bine fiecăruia. Noi comentăm întotdeauna decizia Lui care deja El a realizat-o. Întotdeauna ceea ce se întâmplă este perfect în fiecare clipă, perfect divin și nu poate fi nimic analizat, nu poate fi comentat și nu poate fi contestat. Tot ceea ce se întâmplă deja s-a întâmplat și este perfect în logica divină. Noi întotdeauna când facem o analiză, ne uităm după ce lucrurile s-au întâmplat și sunt degeaba, absolut degeaba. Atunci ne culcăm pe o scândură și poate mâine îl vedem pe Dumnezeu mai bine. Forța cu care noi ne desprindem de materie dă viziunea limpede. Dar trebuie să vedem totul legal, că El este în toate. Dar și în extreme este tot El. Și dacă ni se spune ceva care ne îndreaptă spre autodistrugere și acel lucru înseamnă că trebuie să se întâmple, pentru că și acel sfat autodistrugător vine tot de la Dumnezeu și înseamnă că este singura cale care ne poate face un bine. Distrugerea ne înalță. Întotdeauna distrugerea lovește în diavol, în ego-ul nostru, dar ne salvează sufletul. Noi avem întotdeauna nevoie de distrugere mai mult decât construcție. Și Dumnezeu nu știe ce să facă, trebuie să observăm asta, ca să ne distrugă mai bine. Pentru că asta a și spus, cine va căuta viața o va pierde, deci distrugere, cine o va lăsa pentru mine o va câștiga, deci construcție. Trebuie să înțelegem că Dumnezeu mai mult ne distruge. Viața noastră este o continuă fericire făcută din momente mici de bucurie, urmate de perioade foarte lungi de nefericire. Dacă cineva primește un sfat eronat, înseamnă că are nevoie ca acel sfat să fie eronat. Divinul a vorbit ca să o distrugă. Nu este rău, îi distruge diavolul, dar îi salvează sufletul. Noi am absolutizat un bine, un ideal și nu ne lasă. Întotdeauna ne distruge idealul. Trebuie să înțelegem lucrul ăsta foarte clar. Tot ce punem noi pe primul plan va fi destrămat. Dumnezeu ne duce spre El și prin distrugere, prin suferință. Nu există ceva mai bun decât altceva. Totul e bine așa cum este, cu suferință sau fără suferință, totul este perfect în fiecare clipă. Eu nu văd decât distrugere peste tot. Este mânia Lui. Noi nu știm să-L înțelegem.
Nu e nevoie să fie numai bine. Întotdeauna este bine ceea ce deja se întâmplă, pentru că vine de la un Dumnezeu care pe toate le face perfecte în fiecare clipă și nu poate să greșească. Și răul, și suferința, și durerea, și pierderea, toate acestea sunt căi spre El. Și chiar dacă noi spunem răutăți sau dacă ceilalți ne spun răutăți, Dumnezeu este Cel care face acest lucru prin noi asupra lor și prin ei asupra noastră. Deci totul e perfect în fiecare clipă, El nu poate să greșească. Uneori simțim nevoia să echilibrăm, alteori uităm și ne echilibrează Dumnezeu. Totul este corect, divin în fiecare clipă, nimic mai bine decât altceva, totul este perfect egal. Fiecare din noi doar oscilează. Oscilația este foarte bună. Ne ajută să ne dezvoltăm și să evoluăm. Noi vrem pe Dumnezeu, dar nu-L vrem sub forma durerii, cea suferinței sau a pierderii. Ce direcție luăm sau ce direcție ia cineva este treaba lui Dumnezeu, are El grijă, nu poți să judeci nimic. Noi am primit prin educație seturi de reguli și de idealuri. Datorită lor și prin intermediul lor, noi judecăm și privim viața. De unde se trage această neputință? Nu este o neputință. El joacă toate rolurile și ia toate măștile. Ce se întâmplă este perfect. Nu trebuie să fie întotdeauna ceva foarte bine. Ceea ce vine din față este bine în fiecare clip, așa cum este, indiferent cum este. El poate să ducă un om spre El prin o continuă distrugere. Îl distruge sistematic. Idealurile alea nu ne lasă să-L acceptăm pe Dumnezeu așa cum este. Cum ridicăm un ideal, cum ne vine pe dos din față. Noi nu putem să îl înțelegem și nu ne putem uni cu El pentru că nu îl vedem peste tot. Și nu îl vedem peste tot pentru că nu unim contrariile. În clipa în care nu vom va vedea diferențe, și opusele vor fi egale, în clipa aceea vom fi una cu El. Dar noi ne vom pierde identitatea de sine. Că nu idealul este depus pe primul plan, ci niciun ideal. Așa îl cheamă pe Dumnezeu. Niciun ideal, nimic mai sus. Acesta este numele Lui. Și. Noi nu-L putem cunoaște sau simți pentru că punem fericirile acestei lumi pe primul plan. Adică fericirea ego-ului. Fericirea ego-ului este nefericire pentru suflet. Atâta timp cât nu renunțăm la avantajele și binele propriu, noi nu ne putem desprinde de materie. Doar ne bălăcim în nămol. Trebuie să înțelegem că nu se poate arunca vina în afară pentru că ar însemna să-L acuzăm pe Dumnezeu că nu face lucrurile bine așa cum le face și că este greșit și asta nu se poate și pe de altă parte nici nu se poate corecta pentru că lucrurile deja s-au întâmplat și sunt perfecte în fiecare clipă. În bunăstare nu îl vei cunoaște niciodată. Vei avea vol întotdeauna. Numai când pierzi bunăstarea, atunci poți să întrezărești și abia să-L zărești pe Dumnezeu. Și nici nu cred că este nevoie ca oamenii să înțeleagă. Vor înțelege când va hotărâ El. Știe El ce să le facă. Tot ceea ce se întâmplă, se întâmplă dintr-un scop divin. Nu cred că au nevoie să înțeleagă. Au pașii lor, ritmul lor, programele proprii pe care trebuie să le învingă și să le depășească, lecțiile lor la rând. Și atunci ei resping această înțelegere. Nu este nevoie de ea. Nu poți să sară etape. Pentru că acele programe care le vin din spate de la strămoși sunt prioritare. Cei morți nu îi lasă. Strigă la ei. Vor să iasă de unde sunt, din lumea de dincolo, și îi pun să înfrunte acele lecții, care sunt prioritare. Te neapărat nevoie întotdeauna să înțeleagă școala iubirii. S-ar putea ca școala vieții cu suferințele care le vin din față să-i ajute mult mai mult decât înțelegerea școlii iubirii. Spui despre desprindere, parcă te urăsc. Aba încearcă să înțeleagă, dacă nu înțeleg, înseamnă că nu e nevoie să înțeleagă și calea aceasta a suferinței pe care merg ei este bună așa cum este, chiar dacă în calea aceasta este pierdere, este durere, este boală, este moarte.
e bine oricum, pentru că toate vin de la El și sunt perfecte în fiecare clipă. Omul are nevoie să-și piardă și timpul, nimic mai bine decât altceva, tot ce se întâmplă este foarte bine în fiecare clipă. De ce oamenii venerează un Salvator când Dumnezeu este peste tot? Înseamnă că nu-L văd peste tot. Ei cred că este numai într-un anumit loc, dar nu se poate. Întâi este peste tot și în ei. În fiecare clipă, decizia nu este a noastră, întotdeauna este a Lui, prin noi asupra celorlalți și prin ceilalți asupra noastră. Întotdeauna, repetăm, decizia este numai a Lui și este indiferent de mijloc. Ce zice în Isaia 45:21 și Osea 13:4 din Vechiul Testament? Eu sunt Domnul și afară de mine nu este niciun mântuitor. Ema spune, la Dumnezeu totul este egal, fără absolutizare nu există iad. Dacă și gândul nostru e al Lui și emoția noastră și tot ce facem este El, unde mai suntem noi? Ne mișcă cum vrea El și pentru asta nu putem lua nimic personal. Nimic nu e personal pentru că nimic nu ne aparține. Dacă ai un gând, e al Lui și dacă ai o idee, este al Lui. Dacă ai o nemulțumire, tot al Lui este. Și dacă ai o mulțumire, tot al Lui este. Ambele sunt egale la El. Există o eliberare mai mare decât a ști că suntem duși, conduși, purtați, că El se mișcă și că în fundal suntem cu toții El? Să știi cu toată ființa ta că El este peste tot, este cea mai mare fericire pe pământ. Nu mai poți să lupți, nu mai poți să te aperi, nu mai vrei să câștigi, nu mai vrei să fii cineva sau să ai un rol, să schimbi ceva. Poziția neutră este poziția în care doar El este și noi nu ne mai vedem niciunde. Dar și în cealaltă poziție tot El este. Și în intervenție, și în eu, și în trădător, și în răzvrătit. Câtă frumusețe și câtă dragoste. Dragoste înseamnă să știi că și în rău și în bine e același Dumnezeu, în sublimă, perfectă, egală măsură, egală. Ce cuvânt frumos, egal. Am luat-o razna. Școala asta m-a exorcizat în cel mai frumos mod cu putință. Plecăciune. Mă plec până la pământ în fața voastră a tuturor. Ema. Când Dumnezeu a zis că voi toți sunteți sfinți, voi toți sunteți fiii mei, asta înseamnă că ticălosul, mincinosul, trădătorul, păcătosul, necredinciosul și bețivul sunt sfinți, sunt fiii Lui. Prin fiecare din ei se manifestă același al nostru Dumnezeu. El îi iubește așa cum sunt, dar noi de ce îi urâm? Când El îi iubește și nu îi omoară și nu îi rănește și nu zice că sunt păcătoși. El, Creatorul lumilor, nu îi urește, dar noi de ce îi judecăm? Că El nu îi judecă. Când Dumnezeu a fost dat afară din viața noastră, stăpânii au obținut autoritatea, iar noi am pierdut calitățile divine și am devenit ce? Voi toți sunteți răi, ființe întunecate. Băștinașii din cartea Conceptul Continuu, din tribul acela din Amazon, nu au nevoie de salvator. Ei trăiesc în divin. Comportamentul lor este total diferit de noi. Se bucură de viață intens, parcă pe trei continuu. Chiar dacă au același dureri ca ceilalți, nimic nu-i afectează. Ei doar cooperează, ca și celulele. Și știi ce fac? Îl lasă pe celălalt așa cum este, nu îl schimbă. Parcă sunt de pe altă planetă. Nu au conflicte. Când Dumnezeu a zis că voi toți sunteți sfinți, voi toți sunteți fiii mei, asta înseamnă că ticălosul, mincinosul, trădătorul, păcătosul, necredinciosul și bețivul sunt sfinți, sunt fiii Lui. El îi iubește așa cum sunt, dar noi de ce îi urâm? Când El îi iubește și nu îi omoară și nu îi urește și nu zice că sunt păcătoși, El, Creatorul lumilor, nu îi urește, dar noi de ce îi judecăm? Că El nu îi judecă. Celălalt om din fața ta este întotdeauna interiorul ce îți vorbește prin el și este chiar Dumnezeu viu și corector. Îl avem în fața noastră și este doar de iubit, așa divin cum este și de acceptat, indiferent cum este.
Dumnezeu este doar de iubit. Nu se poate corecta nimic la El. El zice, eu sunt cel ce sunt. Mă iubești așa cum sunt? Bețiv, de ce nu mă iubești? El ne iubește cum suntem noi. Dar una perfect așa cum este. Perfect de ticălos, perfect de păcătos, de necredincios, de trădător, de mincinos și perfect de bețiv. E perfect cum este. El doar este de iubit, ca o îndrăgostire veșnică a Lui. El îl iubește pe ticălos, bețiv și mincinos la fel. Noi, de ce nu putem? Ne-au împărțit ca să ne domine. Religia este un mod de dominație și de supunere. Nu există idealuri. El este singurul care există și El este și bine și rău în același timp. Acesta este singurul ideal. Bine și rău la un loc. Așa că mă pe El. Și. Bine și rău. Dumnezeu este doar de iubit. Dacă e bine și rău, nu există ceva mai bun decât bine și rău. Deci dispare lupta. Atât să înțelegem că este bine și rău în același timp. Și este atât de simplu. Orice zid ridicat împotriva Lui va fi doborât. Când zicem că este numai bun, atunci devenim diavol. Diavolul înseamnă ceva mai sus, ceva mai bun. Orice ideal va fi distrus. Ca să-L vedem și în lipsa de idealuri. Și în omul prăpădit și neînsemnat. Nimic mai sus, nimic mai jos. El este Cel ce este în tot, așa cum este și e viu în veșnicie. Dumnezeu este fără calități și grade de comparație. E același plin în dragostea Lui. Este și în noroi, și în mizerie, și în prostie, și în neiubire. Nu e nimic în afara Lui. Fiind plus și minus la un loc, nu are variații sus-jos. Este același în tot. Și în diamante, și în praful de pe stradă. Același El. Este mereu la fel. Nu are diferențe. Când vom vedea totul egal, atunci vom iubi cu adevărat. Și vom simți. Îl simțim în fiecare unire a opuselor. Și cea mai mare bucurie este atunci când nu mai vezi rău și vinovați niciunde. Pentru că ar însemna că El face lucrurile greșit și asta nu se poate. Ar însemna să-L acuzi pe El și să vrei să-L corectezi sau să-L modifici, ceea ce nu se poate. Pentru că lucrurile deja sunt întâmplate și sunt perfecte în fiecare clipă, pentru că El nu poate să facă lucrurile greșite. El respiră în tot ceea ce există, numai El este viața. Viața este a Lui. Și urâtul și frumosul tot, cât de perfecte le face pe toate. Este lumea Lui, este viața Lui, e numai dragostea Lui peste tot, ce locuiește în tot ceea ce există. De ce este așa de greu de acceptat sau de văzut sau de înțeles că El este în tot ceea ce se întâmplă? Probabil că așa trebuie. Câtă eliberare simți să înțelegi că El este unicul și singurul Dumnezeu și nu există alt Dumnezeu în afară de El. El ne iubește pe toți egal așa cum suntem. El a creat totul așa cum este. Este viața Lui, este suflarea Lui, locuiește în noi, locuiește peste tot. Când te adresezi celuilalt, ai putea să-i spui Doamne și atunci nu o să mai poți să-L ataci. Pe celălalt îl cheamă Doamne, tu tău acolo, în acela. Dacă toți oamenii sunt Dumnezeu, atunci orice om din fața ta este El. Când refuzi binele tău, atunci vine din față binele Lui.